Considerați că ați avut dreptate, acum la sfârșit. Absolut. Născut în 1911 în România, Cioran sosește la Paris în 1937, după ce lăsase culturii române 5 cărți. Are 26 de ani. Debutează 12 ani mai târziu, în 1949, la editura Gallimard. Titlul cărții, devenită între timp piesa clasică a nihilismului secolului 20, este Tratat de descompunere. Critica reacționează prompt. Iată-l deci pe cel ce-l așteptam, profetul vremurilor concentraționare și al suicidului colectiv, cel căruia toți filozofii neantului și absurdului îi pregăteau venirea, adevăratul aducător al relei vestiri. Să-l salutăm și să-l privim mai de aproape. El va depune mărturie pentru epoca noastră. Cărțile care, începând din 1949, îi apar la Gallimard din 4 în 4 ani, fiind apoi traduse în Germania, Anglia, Spania, Italia, Statele Unite și Japonia, câtă vreme nu ajung să fie difuzate în colecții de buzunar, au tiraje restrânse, care nu depășesc 2-3 mii de exemplare. Premiile literare care au fost decernate, Rivarol, Sainte-Beuve, Comba, Nimie, uneori substanțiale, sunt, cu excepția primului, rând pe rând refuzate. Nu poți scrie o carte precum Neajunsul de a te fi născut și apoi să încasezi un premiu literar. Când în 1977 refuză premiul Roger Nimie, atribuit pentru ansamblul operei sale, Cioran îi scrie fratelui său: toată presa de aici vorbește de faptul că am refuzat un premiu literar, după părerea mea, lipsit de orice importanță. Însă unii nu înțeleg că se poate renunța la 10.000 de franci. De multă vreme am luat hotărârea să nu accept nicio distinție de felul acesta. În 1987, Figaro Magazine îl prezintă pe Cioran ca pe cel mai clandestin dintre filozofi, ca pe celebrul necunoscut. În Germania este numit Ein Geheimtyp für Kenner, un tip secret pentru cunoscători, și întrucât refuză în genere interviurile și orice apariție la televiziune, publicul francez nu știe despre el mai mult decât se poate afla de pe coperta a patra a cărților sale. Am fost dezgustat de spectacolul premiilor la Paris, faptul că toți scriitorii se făceau imposibil ca să aibă premii sau mai știu ce. Și mi-am dat seama că ori accept toate premiile, ori niciunul. Că m-a acceptat la început un premiu de nimic, pentru că era o sumă ridicolă. Premiul Rivarol. Bine, asta nu puteam să refuz. Era premiul pentru... Că era prima carte și după aceea erau cei mai mari scritori cum se spune, în comitetul de lectură. Toți bătrâni, mai știu ce, am complet necunoscut. Refuzul meu n-avea niciun sens, era o brăznicie, vă zicem, și pe mine era insignificant, fără importanță. Însă, după aia, când am cunoscut mai bine viața literară în Franța, am spus eu și un lucru profund neplăcut și compromițător pentru mine personal, renunț la toate premiile care mi se dă și trebuie să mărturisesc că mi s-au oferit premii colosal de importante financiarmente. Spuneți-mi, asta nu e o formă de publicitate inversă? Nu, fiindcă... Refuzul nu produce rumoare? Păi eu am luat hotărârea de mult, în momentul în care am necunoscut. Eu nu puteam să... era imposibil și chiar... E imposibil să zice, acum primesc sau schimb, era hotărârea veche, zice, am luat, eu nu accept premiul. Din același motiv n-ați acceptat nici interviuri, nici apariții la televiziune? Da. Sunteți considerat cel mai retractil
autor de pe scena pariziană. Păi nu, dar ascultă, când treci la Paris și vezi spectacolul vieții literare, trebuie să iei o hotărâre, știi, ori faci totul pe ceva celălalt, ori nimic, înțelegi. Dar nu trebuie să vă asumați și latura exterioară a operei dumneavoastră, orice operă e legată de public, orice public înseamnă publicitate. Fiecare scriitor are destinul lui. Eu nu vreau direct să mă amestec în chestia asta. Deci, este o hotărâre împotriva vieții literare din Franța. Orgoliul unui om născut într-o cultură mică este întotdeauna rănit. Aceste cuvinte pe care Cioran le-a scris într-una din cărțile tinereții sale pot să ne dea cheia, dacă nu a operei sale franceze, măcar a personajului care a însoțit-o din umbră. Căci a rămâne în umbră, în timp ce semnele existenței tale pătrund în lume, o provoacă, obiciuiesc și îi fură iluziile, este marca statornică a orgoliului rănit. Lumea termină prin a-și da seama că existi. Dar tocmai în clipa în care, în pornirea de masochism care îl definește, publicul vrea să-l vadă și să-l aclame pe cel care i-a furnizat voluptatea torturilor stilizate, autorul lor se retrage mai adânc în spatele cărților sale, a acestor comploturi pregătite cu minuție, și face din tăcerea sa, din modestia aceasta jucată, simultan pedeapsă, dispreț și răzbunare. Dar poate că orice orgoliu rănit, care termină prin a-l așeza pe autor în spațiul unui mister, este o binefacere pentru operă. Căci orice operă mare trebuie să semene cu un templu în care zeul nu e niciodată prezent, ci doar presimțit și bănuit. Absența, penumbra, enigmaticul au întotdeauna avantajul de a nu dezamăgi. Această știință a nedezamăgirii, a rezistenței la modele culturale, a fost poate, alături de o operă magnifică, cealaltă mare reușită a lui Cioran. Să încercăm să pătrundem în această lume a penumbrei, care este viața lui Emil Cioran. Ascuns într-una dintre mansardele pământului, Cioran se cere căutat și descoperit. Dar pentru cititorul occidental, curiozitatea și indiscreția nu au trecut niciodată dincolo de limitele cartierului latin. Cioran este într-o asemenea măsură un autor francez, încât gândul că ar fi trăit o altă viață, în alt colț al Europei și că ar fi scris în altă limbă 5 volume, este pentru cei mai mulți de-a dreptul neverosimil. Viața lui Cioran se ascunde în felul acesta încă o dată, învăluind în mister tocmai vârstele în care obsesiile sale au prins corp și au articulat întreaga operă din adânc, copilăria și tinerețea. Copilăria mea a fost paradisul. Realmente. S-a născut într-un sat românesc de oieri și pădurari, rășinari, așezat în Transilvania, pământul de dincolo de păduri, care pentru un occidental nu e altceva decât legendara țara lui Dracula. Acest blestemat, acest splendid rășinar, cum îl numește Cioran, a cărui imagine l-a urmărit fără încetare ca loc ce eliberează și cheamă apoi către sine, pentru a strânge la oaltă întreaga viață, este una dintre cele mai vechi așezări românești din Ardeal. Un document din 1488, apoi mărturii de proveniență săsească, împing originea satului până la regele hunilor, Atila, și în orice caz, mult înainte de sosirea sașilor în Ardeal și de întemeierea, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, a cetății lui Herman, Hermannstadt, Sibiul. Până către sfârșitul secolului al XIV-lea, satul acesta de graniță, așezat la 10 km de Sibiu, trece în mai multe rânduri de sub ascultarea regilor unguri
în aceea voievozilor români, pentru a rămâne apoi, vreme de secole, sub stăpânire ungurească, până când, în 1918, după pacea de la Trianon, Transilvania se desprinde din Imperiul Austro-Ungar și se alătură Moldovei și Muntenii pentru a da naștere, la olaltă, regatului României Mari. Timpul petrecut în Rășinar până la vârsta de 10 ani, când va pleca la Sibiu pentru a urma liceul, s-a înscris în mintea lui Cioran ca imagine a paradisului terestru, restul vieții fiind înregistrat ca abatere constantă de la un moment al desăvârșirii. N-a mai existat nici măcar o singură clipă în care să nu fi fost conștient că mă aflu în afara paradisului. Topografia acestui paradis are câteva repere ferme. Mai întâi, ulița Copilăriei, care începea pe mâna dreaptă, chiar cu casa Cioranilor, latura cu ferestrele celor trei camere, răspunzând spre Strada Mare și spre Râul Caselor. Peste drum de poarta prinsă într-un gard masiv de zid, care închidea orice acces la priveliștea curții interioare, se află treptele ce conduc la intrarea în fosta Biserică Unită. Din clopotnița aflată în turnul bisericii, care deschide și străjuiește partea stângă a uliței, privirea cade în curtea casei, iar în zare, dincolo de marginea satului, se oprește în terenul povârnit, acoperit de pășuni și pe alocuri împădurit, spațiu de joacă mereu râvnit, evocat fără încetare de-a lungul vieții, faimoasa coasta Boacii. Peisajul este capitalul. Când a stăit cu materiul în munte, cum se spune așa, restul pare o mediocritate fără pereche, mai știu ce, este poezia primitivă, cum să spun eu. Însă trebuie să mă atorcesc că pentru mine coasta Boacila era o chestie absolut capitală, că mergeam acolo și dominam satul. Frate meu, după mulți ani de Paris, evoca cu nesfârșită admirație a quoi bon avoir quitté coasta Boacii. La ce bun am părăsit coasta Boacii. La ce bun am părăsit paradisul. Lângă cimitirul din deal, învecinat cu primele morminte, familia avea o livadă în care vara copilul Cioran mergea în fiecare zi. De câte ori nu am ținut tovărășie groparului? Nu vă puteți imagina în ce măsură au rămas în memoria mea toate aceste imagini. Între ele și mine s-a interpus, fără să